ceva uluitor, doamnelor și domnilor. Vom citi împreună un material publicat astăzi în regim de publicitate în ziarul financiar, pe care catalogați-o dumneavoastră cum vreți, eu vă voi spune și informațiile de background imediat ca să vedeți ce se află dincolo de acest limbaj care aduce aminte de odele închinate lui Ceaușescu înainte de 1989. Prin urmare, ceea ce vedeți acum pe ecran și rog pe colegii mei să pună, este pagina, este scanul, e o scanare după ziarul financiar, după această reclamă astăzi. Aversa Manufacturing, parcă așa, da? Scrie SRL. Scrisoare deschisă către domnul prim-ministru Victor Ponta. Stimate domnule prim-ministru, pe 19 noiembrie 2012 ați vizitat fabrica noastră și ne-ați spus că sunteți bucuros dacă poți să ajungi și să asisti la renașterea unei legende. Comitetul angajaților din cadrul Aversa vrea să... Bă, nu râdeți, vă rog frumos! Eu chiar am nervi. Deci, dar vreau să citesc... Deci, cu adâncă sufletire, vă rog, domnul. Comitetul angajaților din cadrul Aversa vrea să vă mulțumească, domnule prim-ministru, pentru că v-ați respectat promisiunea față de noi. Pe 11 septembrie 2013, Aversa a fost privatizată prin licitație, iar producția a reînceput pe 23 septembrie 2013, semne exclamări. Avem comenzi din partea... Aplauze prelungite. Mă, uitat. Nu așa, așa e. Avem comenzi din partea clienților de peste 8 milioane de ron în numai 4 săptămâni și trebuie să mărim colectivul cu 40% pentru a ne onora cererile, de la 204 la 280 de angajați. Aversa are acum un viitor măreț. Cu stimă, Comitetul Angajaților Aversa Manufacturing SRL. Ura! Și acum elementele de background, doamnelor și domnilor. Notează colegii de la Hot News ca să înțelegeți despre ce este vorba. Ăștia încep să ne ia de proști și nu mai vreau să se întâmple povestea asta. Hot News, știre din 12 septembrie 2013. Producătorul de pompe Aversa București a fost vândut către o asociere formată din SC Blue Diamond SRL, Estate SRL și SC Autoplast Engineering SRL pentru suma de 17,3 milioane de euro, a anunțat ministrul economiei Varujan Bozganian. Mai era atunci ministru. Întrebat care sunt informațiile pe care le deține despre aceste firme, ministrul a spus că Blue Diamond este o mare firmă de imobiliare. În realitate, notează cei de la Hot News, este un SRL înregistrat în 2011 cu pierdere de 135.000 de lei în aceiași ani și cu zero angajați și este controlat de o firmă cipriotă. Cealaltă firmă, Autoplast Engineering, este un producător de mase plastice înregistrat în 2006 cu un angajat și un profit de 42.000 de lei în 2011. Trebuie precizat că prin această privatizare, atenție mare ca să înțelegeți de unde mostra asta de pupincurism, cele două SRL-uri au intrat și în posesia celor 10 hectare de teren pe care se află fabrica în mijlocul Bucureștiului, lângă piața Obor. Varujan susținea atunci că firmele s-au angajat să continue activitatea companiei. Păi ne-au dă proști.